ceva de acasă, din România. Adu-mi acel lucru. Mi-e dor de el. Să știi că nu știu la care te referi. Eu... La ciocolata. La ciocolată cu rom. De rom. Așa? Întotdeauna căutam în geanta de serviciu a lui tata. Deci era mecanic de locomotivă și... Și mama întotdeauna ne mințea că nu ne-a adus nimic, dar cum venea, căutam disperate și eu și sora mea în geanta lui să vedem câte dulciuri și ce dulciuri ne-a adus. Și aveam și preferințe, nu-mi plăcea orice fel de dulce. Ciocolata copilăriei tale, da, în bracu. Ai, te-am adus un pachet mare, o rezervă. Ai! Pentru o bună bucată de vreme de acum înainte. Vai, dragă! Mai văzut mai slăbuță, așa. Da, dragă. Vai, și dau și ție, îți mulțumesc. Mersi, 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 dragă. M-am gândit că nu se poate să faci un mare succes fără gustul copilăriei ta. Așa că, mersi, uite ce flori frumoase. Legat de credința ta în Dumnezeu, legat de... dorul tău de casă, pe care mereu o icoană specială. Wow, ce la patriarhie pentru tine. Dragă, mă leagă foarte mult de patriarhie, știi? Și o Biblie din 1688. Wow! Ce bine și frumos legată e. Complicele nostru, Corina Chiriac, și-ar dori să-ți fie alături mai cu seamă în momentele acelea de care vorbeam, în momentele dificile. Da. Mersi, mulțumesc. Dacă tu nu-ți uiți ulița copilăriei, da? Orașul, locul, oamenii care te-au crescut și pe care îi porți în suflet, așa? Poate că nu știi, dar nici ei nu te uită pe tine. Chiar dacă nu sunt rude, chiar dacă nu sunt din familia ta. De curând am stat de vorbă cu oamenii locului. Am încercat să aflăm mai multe despre tine, mai multe decât putem găsi pe internet, mai multe decât putem găsi în biografiile oficiale. Bravo. Am aflat o grămadă de lucruri. Nu spunem tot din casă. Important e însă că de la azi ne-am întors cu... sperăm că o bucurie pentru tine. Oamenii locului ne-au spus așa, vă rugăm foarte mult, suntem atât de mândri de Angela Gheorghiu, încât vrem să facem și noi, după puterile noastre, un gest simbolic. Astfel încât primăria îți trimite un act, arată ca o diplomă, prin care ești numită cetățean de onoare al ajutorului. Mersi. Numele tatălui meu, Burlacu, foarte frumos, vai, dragă. PVR 50, cetățeanul, ce e mânat oamenilor, da, care... sunt parte din istoria televiziunii naționale. Mă bucur foarte mult, să știți. Sunt foarte, foarte onorată. Aș spune că nu. Ce drăgălășenie! Pentru că sunt puțini oameni care... În sensul că v-ați gândit sau s-au gândit la televiziunea română să facă ca un fel de aducere aminte a celor care... sunt altfel sau aduc poate mai multă bucurie mai multor oameni. Foarte frumos. La un moment dat ai spus, primul disc de operă pe care l-am ascultat a fost un disc al unei românce, exact, al unei soprane care a făcut carieră internațională. Virginia Zeani a plecat de mică, de foarte tânără din România. Exact. A studiat la Roma. Și coincidența face că ea s-a căsătorit tot cu un cântăreț, Nicola Rossi Lemeni, un bas de extraordinară valoare. Dar Virginia Zeani a fost, sau este, după părerea mea, unul din marile fenomene ale liricii mondiale. A fost într-adevăr rivala Maiei Callas. Iar teatrul și... de operă din Roma a numit-o prima donă absolută. Exact. O perioadă foarte, foarte, foarte mare de timp. Virginia Zeani este idolul meu și nu numai al meu, este o mare profesoară a multor cântăreți, este cea mai importantă profesoară devenită în America. În finalul acestui interviu, atingând subiectul Virginia, idolul tău,
Am văzut o emoție deodată, te-ai transformat, da, vorbind despre da, ea. Da, am văzut absolut. O emoție pe care n-am simțit-o. Pe care ai vrut-o. Da, ai vrut-o, sigur. Dar nu am simțit-o pe parcursul interviului. De ce? Pentru că ești învățată cu publicul, știi ce înseamnă scena, știi să-ți controlezi emoțiile. Dar iată că fiecare dintre noi, oricât antrenament ar avea, are astfel de puncte sensibile. Sigur. În care lăsăm deoparte totul și noi exprimăm emoția... Așa cum e ea, în stare pură. Și tu ești emoționată acum, vorbind cu mine. Da, sunt foarte emoționată, să spun și de spune-mi, ce. Spune-mi, de ce? Sigur că ascunzi tu ceva acolo în inimioara ta. Da, exact, ascund ceva. Să vă spun și ce. Spune. Echipa a surprins de surprize, cu tot sufletul, și a dorit ca, într-un moment atât de important pentru tine, idolul tău să fie alături de tine. Așa nu că este acum, aici, în casa ta. O să nu te rog să-ți îndrept privirea către acea ușă. Doamne Dumnezeu! Vai, dacă ai... Vai, mergi! Doamne Dumnezeu! Ai mai crescut? Nu, mi-am pus niște tocuri. Bine. Ce super! Vai, ce superb! Ia uitați-mă aici! Vai! La uitați-mă la, uitați-mă la fetița mea adoptată! Vai, Virginia! Scumpa mea! Hai, nu am înțeles! Uite, să știi, să... Virginia! Da, mami Virginia! Ma! Uite, ce frumoasă bucuria asta! Mulțumim pentru complicitate și pentru că ați stat cu minte aici. Da. Liniște, ascult. Vai, de mine. Da, a făcut un drum atât de lung. Virginia, vai, super. Dar poți să, auzi, îmi vine să-mi genunchez. Scumpă mea, nu spune lucrurile de frumoase. Nu, ba nu, pentru că este adevărat. Nu, scumpă, tot ce e trecut e mai frumos, da. Da, nu, prezentul este splendid. Prezentul este interesant și plin de viitor. Așa că asta, pentru mine, asta e entuziasmul. Vai, să trăiesc mult încă să te văd strălucind. Vai, dragilor, mi-ați plăcut. Vai, Roberto știe că ești aici? Nu, nu știe nimeni. Leșina! Oh, Doamne, dați-o! Nu știe numai pentru tine am venit, pentru că nu m-aș fi dus nicăieri pentru nimeni să fac un voiaj așa de lung. Vai de mine, de unde ai venit? Nu uita că sunt așa de... Doamne, Dumnezeule! Nu trebuie să ne gândim întotdeauna la ce am fost, la ce suntem și la ce vom deveni. Și pentru mine, faptul că o cunosc și faptul că admir tot ce face, pentru că m-am interesat imediat de toate lucrurile, când dânsa mi-a telefonat acum câțiva ani de la New York, imediat m-am interesat cine este Angela Gheorghiu și ia să o aud, ia să văd ce face. Și într-adevăr am simțit în ea ceva care era între mine și Callas, trebuie să spun un lucru. Adică are temperamentul și culoarea de voce românească, să zicem, ca să nu mă laud. Da? Da. Și în același timp o voință și o tehnică și o considerație de viitor foarte importantă. Ea știe ce face. Și asta mi-a dat mare curaj să zic, uite-te, există cineva care nu numai că mă răzbună într-un fel, pentru că eu am fost puțin câteodată miel, cam prea miel. Și asta nu mi-a plăcut de mine. Trebuia să fiu mai tare, trebuia să fiu mai curajoasă în anumite momente și în momente mai dificile, eu ziceam, nu plec. Și atunci ea mă răzbună. Deci, face tot ce eu ar fi trebuit să fac și nu am făcut. Mulțumesc, mi-ați făcut o emoție divină. Pentru că aici se află, într-adevăr, se află o persoană divină. Nu mai ne vorbim. Publicul din toată lumea și publicul din România trebuie să știe că dacă ar fi o întruchipare a divei sau a divinului, o avem aici Andreea între noi, Virginia Ciel. Atunci sper să fiu lângă voi pentru alți 15-20 de ani. Așa să fie, amin. Amin. Mulțumesc mult, fantastic publicului care ne va auzi și vă rog să-mi credeți că este o serată nemaipomenită, chiar pentru mine. Nemaipomenită, care e cea mai frumoasă până din viața mea.